Сейчас пару секунд. Салют тутурор încă o dată. Mulțumim pentru așteptare și pentru posibilitatea de a depăși subiectele tehnice care erau. Mă bucur să vă văd pe toți. Mai rar ne vedem toți împreună, mai des câte unul. Mulțumesc Artcore pentru posibilitatea de a povesti despre Arboretum în formatul, în format așa mai special. Totul a început de la un hobby care m-a captivat vreo 10 ani în urmă. Am început să cresc puieți de copaci de specii rare, cam așa arată un copacel de un an. Business-ul meu de bază sau afacerea mea de bază sunt compartimentările de sticlă, ușurile de genul ăsta, dar pe parcursul activităților acestea s-a format cu timpul și proiectul Arboretum. Ideea a venit atunci când am aflat care e situația, care e importanța de fapt a pădurilor și care e situația cu ele în Republica Moldova. Poate nu toți din cei prezenți aici sau care ne privesc online cunosc că pădurile de fapt sunt baza, fundația oricărui ecosistem. Ele ne asigură apa, ne asigură solul fertil pe care noi astăzi îl utilizăm, îl exploatăm pentru a crește hrana. În păduri pot crește o sumedenie de surse de mâncare. Pădurile ne asigură clima și, sigur, oxigenul, aerul pe care noi îl respirăm în fiecare minut. Deci este, cum am spus, temelia de bază oricărui ecosistem și importanța lor crește și mai mare în condițiile schimbărilor climatice care noi le observăm cu toți. În Europa, rata medie a împăduririi este în jur de 27%, dar unele țări au și peste 50% păduri, de exemplu, cum țările scandinave. UNESCO recomandă ca suprafața minimă pentru ca un teritoriu, ca o țară să fie stabilă în fața schimbărilor climatice, să fie minimum 19%. Noi în Moldova avem în mediu 11-12%. Și asta e cifra oficială a statisticii din Republica Moldova. Ecologiștii independenți vorbesc despre o cifră reală sub 9%, pentru că vedeți regulat, cred că și la știri, ce se întâmplă în păduri. Ca consecință, noi avem deja peste o treime din toate rezervele acvatice a țării dispărute. Izvoarele mici, lacuri, iazuri, cei care au copilărit la țară, cred că văd rezervoarele de apă care deja nu mai sunt. Anomaliile climatice și ceea ce se întâmplă chiar astăzi la sudul Moldovei tot nu este o situație normală, pentru că poate genera, dar poate și nu, și poate genera careva consecințe neplăcute. De tipul cum ar ce au fost acele din aprilie 2017. Foarte, cu viteză e enorm de mare să pierd solurile. Cred că bogăția cea mai mare a țării noastre. Și nu se știe ce o să rămână după noi, copiilor și nepoților noștri. Da? Eu aici nu pun tare multe detalii, pentru că am scurtat la maximum prezentarea ca să mă încadrez într-un format cât mai scurt. Să povestesc ce încercăm noi să facem cu toate astea și cu posibilitățile care le avem. Și după asta să povestesc ce am putea să facem împreună, poate în Artcore sau în oricare hub, oricare spațiu public din oraș sau din alte localități. Deci, practic, propunerile care noi le înaintăm, ele sunt valabile pentru orice localitate. Nu?
Андрей Харет, есть речь? Он резидент арткор, специалист в маркетинг. Не ожидаться формулем Майбини, Миссиуня, Сау, Визиуня, проекта Ностру, Пентрюка, Форти Кларк, у проблематика аста норм димари, каре держасу аккумулат паркурс лазеч, патикер суть идеаль. Но я сын встречается в шутяске миг, ну, путем фач-фац. Шли остановим, хоть рыдка, но ну, не будем скопус подурим, но тот гэп, кариса формат, что терену деградать карисен. Но не пус скопус стимулем апарития ланой инициативе локали, стимулем уамени с вады проблемы в локалитете целор, что сумме респонсабилитати. Я одно езжу там, где пунктер информационал, у него журидик, технологик, с аляга солутили потребители. Респектив, прима проблемы, которые есть, аста квештеря уецлор, пендрик моду классик, ангелемери, коренел авемка, но и СПМ примавара куец один градинаш и рассадим у него, ел практик криазы копачьим болит. Да? Пендрик организму копак, ел и симметрик, дарно ел асимметризем, и тем моему дежима один радощины, керлы сам на 10%, и время ел скрязка. Metoda asta de creștere a puieților în containere, în rădăcină închisă, ea permite, ea dă foarte multe avantaje. În primul rând, noi avem un organism sănătos, chiar dacă sistemul lui e compactizat aici, el oricum e deplin. Atunci când el ajunge în locul de plantare, el se lărgește. Doi, noi putem să plantăm așa tipuri de material săditor, practic anul împrejur. Nu trebuie să ne blocăm numai la una-două săptămâni primăvară și una-două săptămâni toamnă. Da? Și vara putem să plantăm și chiar pe timpul ăsta până la minus 10 grade ușor putem să plantăm și copacii se prind. Rata de prindere clar că e mult mai mare, supraviețuirea și sănătatea copacilor în viitor e mult mai mare decât dacă noi Iată așa arată, de exemplu, rădăcina centrală la un cuiet de cinco bilobăși în spate vedeți containerele în care noi le creștem. Totodată noi am formulat conceptul de plantări forestiere cu valoare adăugată sporită în ideea că dacă pădurea ar aduce oamenilor din localitate mai mulți bani decât lemnul care stă întrânsă sau bani sau venituri sau avantaje, eu cred că ei mai degrabă ar proteja-o decât ar permite să fie tăiat. Și în contextul, mai ales și în contextul schimbărilor climatice, noi putem deja introduce foarte multe specii noi de copaci. Cred că ați văzut deja smochinii care cresc în Moldova, rodiile cresc, migdala care 30 de ani în urmă nimeni nu îi dădea șansă, deja sunt livezi întregi și tot așa. Și în conceptul ăsta se încadrează conveierul meliferic. Apicultura tot e o temă foarte de perspectivă și noi avem colaborare cu grădinile botanice de noi din țară și din regiune, cu care noi putem să asigurăm o plantare forestieră care asigură miere tot sezonul, de la primăvară de vreme până toamnă târziu. Foarte multe specii din nuci noi pot crește la noi, de exemplu, nuca orech sirțevidnei, da? Sau nuci de pecan, care deja poate le cunoașteți. Cresc foarte bine, iernează și rodesc. Și multe din ele sunt mult mai scumpe decât nuca care noi cunoaștem, care de fapt tot a fost introdusă aproximativ 200 de ani în urmă. Trufele, iată, cred că lumii să fie interesant. În contextul turismului vinicol, trufele tot pot deveni un magnet de atragere a turiștilor, mai ales că trufele proaspete este mult mai valoroase decât cele conservate. Da. Și noi avem în Moldova deja trufe, avem savanți care se ocupă cu micologi care se ocupă cu tema asta și putem să realizăm plantări forestiere care asigură totodată și roade de trufe. Pădurile comestibile, plantările silvopastorale, când în subă pădurii rar plantate, iarba oferă
5-10 ori mai mult rentabilitate decât în câmpie deschis. Sigur că pe plantările de protecție acvatică, pășiile de protecție productivă, atunci când noi avem între lanuri, nu un singur rând de copaci, dar diferiți copaci care tot aduc, devin și surse melifere, și nuci, și alții tipuri de beneficii. Un alt aspect de activitate este ca să conectăm tehnologiile contemporane care astăzi se dezvoltă foarte, foarte dinamic la subiectul, la problema, problematica plantărilor forestiere. Aici cred că noi ne uităm la video с роботами, которые кресли сингур копач, не буду платить чего-то через плантерку дрона, которые оферы ориентабилитати фарти фарти спорите, ш продуктивитати а экипи, в компарации до иламени, ну мод нормал, под планта максимум хектар пизы, кудронили с под планта патрузажди миди семинцы пизы, дичь дик копач. Digitalizarea și monitorizarea plantărilor prin satelit tot e un subiect important, mai ales în contextul în care trebuie de luptat cu corupția și de păstrat cel puțin care deja nu mai rămas. Și există platforme care pot fi localizate și pentru țara noastră și cheltuielile de localizare sunt destul de simbolice în comparație cu pierderile pe care noi cu toții le avem. Noi am inițiat proiectul Pădurea Corporativă atunci când o companie, o organizație finanțează plantarea de pădure. Noi asigurăm toată partea juridică, înțelegerea cu primărie, îngrijire, materialul săditor, proiectare. Și deja avem primul proiect acum în decembrie, prima plantare a fost făcută cu comunitatea automobilelor electrice, e-cars. Împreună cu ei am plantat 2 hectare de pădure și urmează în primăvară să reluăm acest proces. Anul 2020, decada 2020-2030 este declarată de Organizația Națiunilor Unite ca decada restabilirii ecosistemelor și reîmpădurirea, asta e cel mai eficientă metodă care asigură beneficii pentru toate celelalte spații. Parlamentul European anul trecut, cunoașteți că deja au adoptat Green Deal-ul, da? Și se prevede finanțări foarte mari pentru procesele de împădurire. Noi considerăm că țara noastră ar trebui să beneficieze de toate aceste oportunități din exterior. Și trebuie să fim capabili să asimilăm aceste fonduri, oferind proiecte și inițiative demne de escalat. Fiecare din noi poate să devină în localitatea sa un driver acestor schimbări. Noi vă asigurăm tot suportul și toată metodologia necesară. Acum câteva cuvinte despre ce vedem noi în jur sau în spațiul nostru comun și ce propunem noi să realizăm poate în anul următor sau în următoarea perioadă cu implicarea comunității, desigur că. Convingerea noastră este că într-o tranziție către o economie sustenabilă, rolul spațiilor comunitare sau spațiilor deschise, publice, este foarte, foarte important, pentru că aici oamenii vin să se distreze, aici oamenii vin să vadă careva tehnologii sau lucruri noi și de aici le pot adopta mult mai ușor dacă le se bagă prin televizor sau prin alte metode ceva forțat. Da? Și aici noi am putea să facem multe îmbunătățiri. De exemplu, primul lucru să desigur să aducem în ordine acoperișul care a suferit. Asta e fotografie cu soția mea din vremuri cel bune a acoperișului. Și noi avem designer de landscape care poate să ne ajute să facem asta repede. Doi, propun garduista, peretele este să-l împerzim, iată în felul în care
Asta dimineața, deci am copilul la grădiniță și am văzut, am făcut cadrul ăsta. Deci eu cred că ar arăta mult mai prietenos și plăcut ochiul. Gunoiul deja se colectează la noi separat, dar întrebarea este ce se întâmplă mai departe cu dânsul. Și aici este o soluție foarte, foarte simplă prin care noi putem să prelucrăm până la 80% din deșeurile care le generăm. Da? Și asta e compostarea. Putem să realizăm un punct de compostare. Eu văd în ograda din spate, care este destul de mult spațiu acolo. Și deci toate deșeurile alimentare, toată hârtia, chiar, inclusiv chiar și paharele de unic folosință, de hârtie, desigur că pot fi transformate în compost, pe care noi după asta îl introducem în substrat pentru creșterea copacilor, de exemplu. Sau poate fi luat un compostul ăsta și dus la pe rând la vila cuiva sau îmbunătățit fertilitatea solului sau inclusiv și să ameliorăm și situația de pe acoperiș. Totodată putem să reorganizăm aici și o micro-pipinieră, deci foarte, foarte mică, dar ca oamenii, vizitatorii să vadă cum se poate procesul de creștere a copacilor și se poate implica în acest proces. Noi suntem gata să ne sunăm totalmente toate momentele organizatorii și de subiectul ăsta. Un alt concept tot elaborat cu un partener core sau art core cu Mihai Stamati împreună. Noi am formulat un raft verde. E o fermă verticală care cred că ați mai văzut, dar ideea constă într-aceea că copacii, datorită la faptul, puieții de copaci, datorită la faptul că ei absorb mai intensiv carbonul din atmosferă, din aerul care noi îl respirăm, pentru a-și crea tulpina. Da? Tulpina e formată din carbon. Ei produc de peste 10 ori mai mult oxigen în aer decât plantele de cameră, care nu au nevoie de atât de așa de mult carbon cum puieții de copaci. Respectiv, raftul ăsta, pe lângă faptul că e un obiect interesant, atractiv în sine, tehnologic, produce oxigen și produce puieți de copaci, care noi, pe urmă, putem să-i plantăm undeva iarăși. Se crește din semințe, puteți împreună sau un grup de inițiativă și se plantăm pe urmă. O fermă de asemenea verticală ar fi foarte potrivită în, poate de amplasat în clădirea veche, pentru ca să producă deja verzături pentru restaurantul care, cu ajutorul Dumnezeu, să apară viitor apropiat, și pentru rezidență, pentru cocktailuri, consum curent, cred că tot ar fi foarte frumos pentru modul sănătos de viață. Urban beekeeping, un concept care se dezvoltă foarte dinamic în multe orașe din Europa, din lume. Și cât nu s-ar părea de banal, dar copacii din oraș tot au nevoie de polinizare. Și albinele plasate în oraș găsesc foarte mult nectar, miere. Și nectarul este mierea produsă de albinele urbane, nu-i cu nimic mai rar decât mierea produsă din exterior, pentru că albinele cumva știu să înlăture tot ce e toxic, tot ce este în gază și să lăsă numai cei mai bun în miere. Totodată, asta ar putea ajuta și să creăm locuri de meditație. Dacă cineva a încercat așa ceva, sunt albinari. Deci, dar cineva meditează din cei care sunt prezenți. De exemplu, eu, ca să ajung într-o stare de meditație mai adâncă, mie trebuie să undeva jumătate de oră, 40 minute, sau nevoie o oră. Aici, dacă te culci peste albini, zumzăitul este lor și câmpul energetic pe care el îl creează, în 5 minute te aduce într-o stare extraordinar de puternică și eu cred că asta o să fie foarte mult apreciat și de comunitatea creativă din
din inclusiv academie, care este în jurul acordului, pentru că o oră de prezență în, так называемый epidemic, nu știu cum în română, în chestia asta înlocuiește 5 ore de somn, ca să înțelegeți. Da? Deci organismul se odihnește și creierul reușește să genereze soluții la foarte, foarte multe probleme care pe dânsul îl îngrijorează. Totodată, în direcția inversă, noi putem să comunitatea creativă poate să creeze mesaje puternice și să ajute la schimbarea treptat a atitudinii populației în general, a oamenilor către ecologie, către natură, către mediul în care noi trăim cu toții, pentru că mentalitatea, cred că, este cea mai mare problemă care generează situația în care noi astăzi ne aflăm. Respectiv, fiecare din cei prezenți poate să-și asume un rol mai activ, mai puțin activ. Cineva din rezidență, noi deja cât puțin colaborăm și noi ne dorim foarte mult ca schimbările astea să devină un proiect comunitar în care fiecare poate să se implice în măsură posibilităților și competențelor care le are. Pe lângă elementele de hardware, care, cum aș spune, le-am enumerat mai anterior, eu cred că ar putea să organizăm și un track separat de evenimente, activități ce țin de promovare, dezvoltarea culturii eco, tot felul de proiecții de filme, workshop-uri, cursuri, training-uri, care ar poziționa Artcor ca un centru de cristalizare a culturii ecologice și de generare a schimbărilor în societate. Mulțumim! M-am încadrat? Câte minute? Dacă sunt careva întrebări, eu cu mare drag discutăm sau acum sau... Prima întrebare. Având unul din cele mai primitiri din Europa, sunt tendințele astea de proiecte de cimitiri verzi în care mășeșul omului să vede cu acolo în care trebuie să văd. Cred că știi, de? Da. Ce nu am promovat tot așa o chestie tot local? Sau ești biserica trebuie să tratare proiecte? Eu cred că careva mic procent de oameni, dacă ar decide, ei sunt, așa fiecare om trebuie să decide pentru dânsul, în primul rând. Cred că, sigur, și rudele tot. Nu știu cât de repede asta se poate de realizat, dar de încercat, cred că se poate. Noi... Doar sunt foarte mulți, adică eu ca și putem de ideea asta, cum e mult grupul de prieteni, da. Ну, осталось написать завещание и прописать все детали. Ну, падает на кулон, но внимание, ну, есть туда, где сам смысл. Да. Asta tot e o transformare socială, poate mult mai mare decât ceea ce mult mai lungă decât ceea ce propunem noi acum să facem, poate în 2-3 ani. Dar cu timpul poate să devină, da, realitate, eu cred că. De exemplu, dacă din direcția care spui tu, poate fi un alt subproiect. De exemplu, eu trăiesc la Ciocana și în jurul casă în care ne locuim, sunt mai multe grădinițe și școli. Da? Și toate străzele curții și toate locurile libere se acoperie, se pline de mașini la ziua de azi, dar școlile sunt grădite și acolo numai copiii se petrec timp. Eu cred că noi ușor putem să inițiem un proiect de transformare a școlilor, teritoriilor școlilor în parcuri locale, parcuri mici, în care locuitorii se pot avea acces liber 24 din 24, nu, clar că în afara lecțiilor care se petrec, în weekend, unde nu au acces mașinile
шунди ушор под степлинку, мамелику, кручуариш, копии содержи, антрон, environment safe, кас, ну, стай перманент, гурижа, к муша страку машина, савачевать дженуист. Ши, это вот трансформарь урбана дженуиста, я кратко, я абсолютно реал, и результатом термин, патру чинчань, патика. Mai la început, sigur, putetul de experiment, dar pe urmă, de realizat pe larg. Proiecte de genul ăsta sunt multe, adică proiecte de transformare care noi putem să le realizăm, transformarea socială, sunt multe, sigur că eu nu le-am pus pe toate aici. Am strădit să vorbesc foarte, foarte scurt, dar cred că cel mai impact Impactul cel mai mare al putea să-l aducă arta. Da. Impactul cel mai mare al putea să-l aducă